Mai ai nevoie de jucători, de fundași? Sau sunteți mulțumiți? Mai ai nevoie de un jucător. Dacă nu, asta e. Nu luăm orice. Cercetăm, vedem, căutăm un fundaș central. E bine, nu, la revedere, nu mai luăm orice jucător. Hai la duzină, repede, facem acolo claie pe grămadă. Aveți ceva? Aveți mai ales că ei sunt mulțumiți și dau. Adică în cantonament. Este acel jucător, Vlad Chiricheș? Și are zilea contractul cu italienii? Vedem acum. Trebuie să dea un răspuns. Credeți că mai așteaptă să vadă ce mai are de până în Italia? Poate să aștepte, nu știu. Poate să vedem, nu știu. Dumneavoastră, cât îl mai așteptați pe Chiricheș? Când vrea. Dar este principala opțiune? Adică vi-l doriți atât de mult? Păi principala opțiune că e cel mai bun dintre toți, dar eu ai voia de bani. Eu i-am făcut o ofertă, ei au făcut o contraofertă prin impresar, eu i-am făcut ofertă lui. Impresarul a făcut altele, domne, că... Da, bă, Gigi, dar ai luat pe el 10 milioane? Da, să mă, pui ce am luat. Și el l-am luat de la Lignit Oltenia și dacă nu-l luam de la Lignit Oltenia, era, juca la echipa națională, poate ta, la Lignit, ai pe la Bacău, ai pe la Galați, ai pe la Rapid, ai pe la Dinamo, tra-la-la, 10.000, 15.000 pe lună, ha, uite așa și la revedere cu Chiricheș. Deci, practic, așa l-am luat cu... eu, eu și cu 10 milioane și cu alea toată aia. Dar el la revedere dacă nu-l luam eu. Cota, deci trebuie să fie... Da, na, cine-l vindea cu 10 milioane? Ce să vinde? Na, ce? Lignit Oltenia. Nu, n-a vrut să dea Nicu Badea pe el 500.000. Dar el ce zice, Chiricheș? Ați vorbit cu ce el? El e un om extraordinar. El nu zice, nu, am vorbit, bă, Nea Gigi, aia. Am înțeles că ar vrea să vină în România, mai mult pentru familie, pentru copii, adică ce se discută, domnule, am făcut și noi niște bani, a făcut milioane. Că e băiat strângăresc, băiat cu mintea pe umăr, are cap pe umăr, a făcut bani. 8 ani de străinătate deja, 10. Bă, a făcut 15-20 de milioane, că strânge bani, înțelegi? Și atunci omul acum vrea să se retragă, familia îți dă educație ortodoxă, creștinească, ortodoxă, la copii. Așa am înțeles, nu am vorbit cu el.